Ce faci? Nimic. Ascultam ploaia. Nu auzi? Ce seamnă? Ploaie. Dar nu plouă. Nu plouă? Nu cred. Nu plouă.
Flor. Nu cred.
Doar pentru tine, vechea noastră nu e în zadar, doar pentru tine, pui de om, supremul dar, nu-ți fie teamă, liniște-i și pace pe pământ, așa va fi, așa va fi cât vei trăi. Doar pentru tine, vechea noastră nu e în zadar, doar pentru tine, pui de om, supremul dar, nu-ți fie teamă, liniște-i și pace pe pământ, așa va fi, așa va fi cât vei trăi.
Exact drumul invers al cuvântului.
de toate celelalte elemente care ar putea distruge acest echilibru. Îngrijorător de altfel, pentru că nimic nu este mai periculos decât o lume în echilibru. Disonanțele, organismele modificate genetic față de o anume tradiție muzicală. Dar disonanțele și-au locul lor, ființa noastră, aceste fizice, organisme cu modificări genetice, n-aveau ce să caut. Disonanța nu strică cu nimic. În schimb, yeah.
De dimineață până seara, mai des la o porumbiță cât bobobiță. Domnul cineva a insistat să mă convingă că e foarte bine să ai pe cineva, care să aibă și el pe cineva pe lângă altcineva undeva. Chiar din clipa în care vii bărbat, ai pe cineva. Nici n-am pus să faci ochi, ci deși ea sora mea mire. Și dai poza așa tinere, n-o născut, ai răbdare. Ai răbdare, e tovarășul înainte. Și după ce te naști, trebuie să ai pe cineva care să te îmbrace. Nu mama, nu tata. Poate să fie și așa. Care să-i îmbrace și opa sus. Opa sus, părerea, nu vrea să lucră. N-ai să cineva, opa un concurs. Concursul de tine joi, și poți iubă. Ai răbdare, e o mare. Și după ce te naști, trebuie să ai pe cineva care să te-a îmbrate.